Salutare gândăcei și Crăciun fericit! Sper că ați fost cu minți anul acesta și moșul a trecut pe la voi. Și nu mă refer aici numai la cadouri materiale. Sănătatea, bunătatea, voioșia, optimismul, bucuria și puterea de muncă sunt, după părerea mea, cadouri mult mai valoroase decât orice lucru material. Și faptul că îi avem pe cei dragi lângă noi este iarăși un cadou mult mai de preț și pe care ar trebui să-l apreciem mai presus de orice. Așa că în această zi de sărbătoare, bucurați-vă de clipele petrecute cu cei dragi și doar când aveți puțin timp la dispoziție, dați play acestui clip dacă vreți să aflați câți ani are de fapt Moș Crăciun. Și care este povestea lui? Nu știu care erau întrebările pe care vi le puneați voi când erați mici, însă eu mi-aduc aminte că mereu în preajma Crăciunului mă întrebam același lucru. Oare câți ani are Moș Crăciun? Știam de la părinți că locuiește la Polul Nord împreună cu doamna Crăciun. Știam că vine cu sania trasă de reni, că lasă cadouri tuturor copiilor care au fost cu minți. Știam vestimentația lui și cum arată. Deși nu înțelegeam de ce arată puțin schimbat în unele reclame, pe copertele cărților sau pe felicitările și pungile de cadouri. Mai știam și că tot anul, împreună cu echipa lui de spiriduși, muncește de zor ca să facă jucării și hăinuțe pentru toți copiii cu minți din lume. Însă mereu m-a frământat întrebarea câți ani are Moș Crăciun. Era singura întrebare la care ai mei îmi dădeau mereu același răspuns evaziv, care efectiv nu mă mulțumea. Moșul este foarte, foarte bătrân, atât de bătrân că nici el nu mai știe câți ani are. În mintea mea de copil, acesta era un răspuns incomplet și care nu prea avea sens. Anii au trecut, eu am crescut și iată că acum, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, când mă aflam în toiul pregătirilor, mi-am amintit de întrebarea la care n-am primit răspuns atunci când eram mică. Așa că m-am apucat să scotocesc internetul și am găsit informații cel puțin interesante, sper eu, și pentru unii dintre voi care n-au uitat încă ce magic este să fii copil și să crezi în moșul cu barba albă și de sagă în spate. În căutările mele prin clipuri, site-uri și articole, am aflat că Moș Crăciun este un bătrânel ghiduș care s-a străduit destul de bine să-și țină vârsta ascunsă și originile de altfel. Nu că i-ar fi rușine cu anii pe care îi poartă sau cu trecutul lui, dar în acest fel a păstrat o aură de mister. Am găsit tot felul de răspunsuri interesante, printre care preferatele mele sunt: Moș Crăciun este mai în vârstă decât părul, dar mai tânăr decât unghiile de la picioare; Moș Crăciun este mai în vârstă decât iepurașul de Paște, dar mai tânăr decât zâna măseluță; sau răspunsul meu preferat, moșul este mai în vârstă decât mami sau tati, dar mai tânăr decât dinozaurii. Simpatice răspunsuri, nu? Dar să nu credeți că n-am găsit și câteva informații reale. Așa că, potrivit surselor, se pare că Moș Crăciun a făcut în anul 2020 frumoasa vârstă de 1750 de ani. Conform legendei, acesta s-a născut în anul 270 după Hristos, într-un mic sătuc al provinciei Licia, din Anatolia Bizantină, adică Turcia de astăzi. Nu am reușit să aflu exact în ce lună s-a născut. Unele surse spun că în martie, însă doar nu vă așteptați să nu rămână puțin mister și dintr-o dată să aflăm și luna și ziua în care s-a născut bătrânelul nostru simpatic. Și acum, probabil că vă întrebați, stai așa, ai zis un mic sătuc din Turcia? Păi eu am auzit că satul lui Moș Crăciun este pe undeva pe la Polul Nord, sau poate prin Finlanda? Ei bine, da, este adevărat că există un sat al moșului, pe numele său comercial, Santa Claus Village, adică satul lui Moș Crăciun, și acesta se află în apropiere de Rovaniemi, în regiunea Laponia din Finlanda. Însă acolo este de fapt un parc de distracții ce are rol comercial, însă nu are nicio treabă cu adevăratul loc de naștere al moșului nostru. Legenda lui Moș Crăciun spune că acesta a fost de fapt un călugăr numit Nicolae sau Nicolas. Acesta era admirat mult pentru evlavia și bunătatea sa și se spune că și-a dorit toată averea oamenilor amărâți și a călătorit foarte mult ajutând pe cei săraci și bolnavi. Una dintre cele mai cunoscute povești despre Sfântul Nicolas este cea în care a salvat trei surori sărace de a fi vândute drept prostituate chiar de către tatăl lor. Astfel, Sfântul Nicolae a aruncat trei pungi cu bănuți de aur pe fereastra celor trei surori, iar punguțele au nimerit fix în pantofii fetelor, ce fuseseră lăsați în fața șemineului să se usuce. Și așa se spune că a început obiceiul copiilor de a pune pantofii la ușă, așteptând cu nerăbdare cadouri de la Moș Nicolae.
În decursul mai multor ani, popularitatea lui Nicola s-a răspândit și a devenit cunoscut ca protectorul copiilor, dar și al marinarilor. Ziua sa este sărbătorită, de fapt, la aniversarea morții sale, adică pe 6 decembrie, iar această zi a fost considerată în mod tradițional o zi norocoasă. Și, deși se pare că în trecut Moș Crăciun și Sfântul Nicolae erau unul și același personaj, în zilele noastre îi sărbătorim separat și așteptăm daruri de la fiecare dintre ei. În Olanda și Belgia, de exemplu, personajul Moș Crăciun trebuie să concureze cu cel al lui Sinterklaas, adică Sfântul Nicolae, iar Moș Crăciun este cunoscut sub numele de Kerstman, în olandeză Omul de Crăciun, sau Pierre Noël, Tatăl Crăciunului în franceză. Dar pentru copiii din Olanda, Sinterklaas rămâne cel mai important bătrânel care aduce cadouri, însă nu pe 24 sau pe 25 decembrie, ci pe 6 decembrie. Astfel, 36% dintre olandezi fac cadouri numai în seara de Sinterklaas, în timp ce Crăciunul, care este sărbătorit pe 25 decembrie, este folosit ca prilej de a face cadouri doar de un procent de 21% din olandezi, în timp ce aproximativ 26% dintre ei fac cadouri în ambele zile. În Belgia, cadourile sunt oferite exclusiv copiilor numai pe 6 decembrie, în timp ce în ziua de Crăciun, oameni de toate vârstele pot primi cadouri. Indiferent de zona și de tradițiile din fiecare țară, un lucru este cert. De-a lungul secolelor, Sfântul Nicolae a continuat să fie venerat de către creștini ortodoxi și catolici și cinstit de protestanți. Prin exemplul său de generozitate arătată celor aflați în nevoie, în special copiilor, Sfântul Nicolae continuă să fie un model de viață plin de compasiune. Dar cum a ajuns blândul și bunul Sfânt Nicolae un simbol pentru activitatea comercială de sărbători, poate vă întrebați? Ei bine, era de așteptat ca o personalitate așa de populară să fie adusă și în America, nu? Astfel, în secolul XVIII, locuitorii pământului american de astăzi au început să popularizeze sărbătoarea Sfântului Nicolae și să o folosească drept prilej în care se făceau cadouri. Latura comercială însă nu a întârziat să apară și numele Sfântului Nicola s-a schimbat treptat în Moș Crăciun sau Santa Claus. În anii 1820, el a primit renii, sania și clopoței, toate acestea fiind de fapt o realitate la acea vreme, deoarece în New York se circula cu sania, când vremea o permitea, desigur. Cât despre poveștile americane cu Moș Crăciun, ei bine, Clement Clark Moore, un profesor newyorkez de literatură orientală și grecească, este cel care a scris în anul 1822 o poezie cu 56 de versuri pe care a intitulat-o O vizită din partea Sfântului Nicolae, cunoscută astăzi sub numele de Noaptea dinainte de Crăciun. Prin această scriere, autorul a creat, fără să vrea, imaginea americană modernă a Crăciunului. Așa că profesorul Moore este cel care i-a dat și o nouă înfățișare personajului său. Acesta nu l-a vizualizat ca și un călugăr, ci ca un spiriduș mic și vesel, îmbrăcat în blană, ce fumează din pipă și are un sac mare de jucării în spate. Moore i-a dat, bineînțeles, și o sanie, cu care spiridușul putea zbura în văzduh, trasă de 8 reni, fiecare ren având propriul nume. Bineînțeles că profesorul a conturat doar începuturile lui Moș Crăciun de astăzi, pentru că bătrânul cu barba albă a fost înfățișat de artiști în fel și chip timp de un secol, până când în anul 1920 s-a conturat imaginea moșului american standard, înalt, îmbujorat, cu părul și barba albă, grăsunel și îmbrăcat în costum roșu, același Moș Crăciun pe care și noi îl știm. Și aceasta a fost, dragi gândăcei, povestea lui Moș Crăciun, pe scurt, bineînțeles. Întrebarea săptămânii este, voi ce întrebări vă puneați când erați copii, despre sau în legătură cu Moș Crăciun? Așteptăm răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. În clipul de marți v-am întrebat de care dintre cele trei mari fake news-uri de mai sus ați auzit și de unde, iar răspunsul ales de noi... Vă mulțumim tuturor pentru răspunsurile și susținerea voastră. Nu uitați să ne lăsați un like, să ne dați un share dacă v-a plăcut acest clip și să vă abonați cu clopoțel dacă nu ați făcut-o încă. Eu sunt Ana și până data viitoare, pa gândăcei și sărbători fericite alături de cei dragi!